Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Bună ziua, stimați cetățeni. Mă numesc Zinaida Popa, sunt vicepreședinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și alături de mine este colegul meu Roman Roșca, secretarul fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și Dumitru Ivanov, consilier municipal. Astăzi suntem în fața dumneavoastră pentru a vă aduce la cunoștință încă despre un caz cum primarul Ion Ceban folosește banul public în propriul interes. Pentru campanie electorală, pentru a face PR, pentru a mediatiza acțiunile, sau mai bine spus, inacțiunile în ceea ce privește activitatea în municipiul Chișinău. Și aici mă refer de programul bugetului civil. Anual, din bugetul municipal se alocă câte 3 milioane de lei pentru acest program, care constă în proiecte de dezvoltare a capitalei, iar cetățenii sunt cei care decid cum ar trebui să fie investiți acești bani. Conceptul de buget civil presupune participarea cetățenilor pentru luarea deciziilor în vederea îmbunătățirii politicilor municipale, cât și, aș spune părerea referitor la viziunea, așteptările și care sunt necesitățile locuitorilor din municipiul Chișinău. Direcția Municipală Relații Publice este direcția care este responsabilă de gestionarea acestui program. Acesta presupune că în fiecare an are loc desfășurarea unui concurs de depunere și selectare a proiectelor pe care cetățenii le aplică, cu scop de a câștiga și a amenaja anumite teritorii, amenajarea unor parcuri și altele. Direcția Relații Publice este responsabilă ca acest program să fie cunoscut de către fiecare cetățean, să mediatizeze și să vorbească despre această oportunitate în care oricine își dorește, orice cetățean poate să aplice la acest proiect și să câștige într-un final. Din păcate, în anul 2022, bugetul civil, la desfășurarea bugetării civile, au fost comise anumite nereguli. Despre acestea vor vorbi colegii mei. Roman, poftim. Mulțumesc, bună ziua la toată lumea. Primarul Ion Ceban deja sfidează principiile democrației participative și a selectat proiectele prin care își va putea face PR personal din banii municipiului. Concursul pentru proiectele bugetului civil au fost în mare parte mimate și din 28 de proiecte înregistrate au fost aprobate doar 10. Din păcate, proiectele de infrastructură au fost respinse. Desigur, dacă domnul primar avea să fie o persoană responsabilă și cu bune intenții, dumnealui din start avea să anunțe că, stimați locuitori municipiului Chișinău, în anul curent proiectele de infrastructură nu vor fi admise și cei care au dorit să le facă pot să le expedieze către direcțiile responsabile pe acest domeniu. Însă dumnealui spontan a luat și le-a anulat și a făcut așa ca oamenii să fie purtați pe drumul și să cheltuie bani aiurea, deoarece acest întreg proces prevede și o investiție de timp și o investiție de resurse financiare pentru a elabora un deviz de cheltuieli sau pentru a descrie alte lucruri necesare pentru proiect. Iată, în așa mod, domnul Ion Ceban încurajează locuitorii municipiului Chișinău ca să participe la procesul decizional, scopul căruia este anume aceste proiecte de buget civil. Noi însă avem bănuieli rezonabile că unele proiecte sunt sau aparțin oamenilor din anturajul primarului, deoarece, pe de o parte, noi avem aceste proiecte de infrastructură anulate sau respinse, iar pe de altă parte, vedem cum 408.000 lei sunt oferiți la 3 companii de instituții media private care autorii acestor proiecte sunt 3 persoane diferite, însă dacă facem un mic studiu mai detaliat, vedem că la 2 dintre 3 instituții este același fondator și este aceeași adresă juridică.
Deci este clar și evident faptul că domnul primar general se pregătește pentru alegerile locale și cu ajutorul banilor municipali vrea să-și spele imaginea pentru campania electorală. Și că acum sunt mai puțin bani aduși de prin culoace și Ion Ciban încearcă să compenseze din banii oamenilor. Haideți să vedem unele linii din buget care trebuie să fie suportate de către municipalitate. Deci, avem așa, 53.000 de lei pentru televizoare, microfoane și izolare audio pentru un spațiu de 30 de metri pătrați. 28.000 de lei, atenție, servicii de profilactică a microfoanelor, schimbul luminilor și pentru energie electrică lunară. 36.000 de lei pentru servicii de întreținere a paginilor de pe rețele de socializare. Deci, acestea sunt doar câteva linii de buget din proiectele în valoare de 240.000 de lei. Adică luăm banii publici, cumpărăm echipamente pentru un agent economic ca aceasta să-și amenajeze un studio în care zilnic va lustrui imaginea primarului. Despre ce fel de participare cetățenilor la procesul decizional este vorba între aceste proiecte, nu este clar. O alt proiect care presupune, spre exemplu, 1.500 de lei pentru fotolii. Deci, pe când funcționarii primăriei stau pe scaune de 250 sau de 300 de lei, iată că un autor de proiect dorește să stea pe un fotoliu de 1.500 de lei. 223.000 de lei pentru servicii de montare, video, fotografie, filmare și tocmai 0 lei pentru instruirea tinerilor. Deci singurul punct care presupune cumva implicarea cetățenilor. Acestea sunt doar o parte din banii din bugetele proiectelor care în mod evident au scopul de a crea campanie și propagandă pentru primarul Ion Ciban. Cu unele detalii va veni și domnul Dumitru Ivanov. Bună ziua tuturor! Deci, ceea ce putem spune împreună cu colegi din fracțiunea PAS este că de când a devenit Ion Ciban primar în municipiul Chișinău, proiectul de buget civil se află într-o degradare continuă. Noi am avut ani în care nu s-a elaborat deloc acest tip de proiecte, iar un an de zile nu s-a întâmplat nimic în oraș Chișinău. Avem ani în care proiectele s-au implementat mai prost decât au fost în anii precedenți și am ajuns în anul 2022 în care să fie încălcate o sumedenie de proceduri și regulamentul privind bugetul civil din municipiul Chișinău. Și ați venit doar câteva dintre ele. În primul rând a fost o abordare inegală și inechitabilă a proiectelor depuse la bugetul civil. Oamenii nu au știut despre ce cerințe trebuiau să îndeplinească sau să prefacă, ca mai departe proiectul lor să fie inclus în etapa următoare. Mai mult, am văzut cum oamenii stăteau ore în șir la ședința comisiei și cereau să fie audiați ca proiectul lor să poată trece în etapa următoare sau stăteau pe holuri primării. Deci a fost o bătaie de joc totală față de oameni care au depus proiecte. Doar la prima ședință a comisiei de evaluare a proiectelor, 15 din 28 de proiecte au fost respinse. Deci noi încă cel mai rău când noi vedem că o scădere totală a interesului populației față de acest proiect. Dacă înainte, în primii ani, de când a fost lăsat proiectul, am avut peste 50 de proiecte, în anii care urmează noi avem 20-30 de proiecte. Nu în ultimul rând, nu au fost publicate procesele verbale a comisiei de selecție a proiectelor și oamenii nu au știut ce trebuie să mai facă ca proiectul lor să treacă în etapa următoare, ca să poată participa, să fie votat de oameni, ca să fie implementat în municipiul Chișinău. Deci a fost o lipsă de transparență totală. Deci, după cum vedeți, stimați cetățeni, la bugetul civil 2022, primarul Ion Ciban, special sau poate din alte motive, mimează acest proces democratic, iar toate procedurile transparențe nu sunt respectate. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită o reevaluare a tuturor proiectelor depuse în anul 2022, cu respectarea procedurilor de transparență, accesului societății civile și a cetățenilor la ședințele comisiilor de evaluare și anunțarea tuturor participanților despre ajustările pe care trebuie să le facă ca proiectele lor să treacă în etapa următoare, etapa de votare. De astfel, iese că acesta este un proiect mimat și putem spune chiar clar că se dorește să câștige anumite proiecte de interes pentru anumiți factori decizi din primărie. Totodată, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal solicită ca cele 3 milioane care nu au fost valorificate anii precedenți să fie incluși în programul de buget civil, ca să fie implementate proiecte care doresc anume cetățenii municipiului Chișinău. Ori, în acest sens, noi nu știm unde au dispărut 3 milioane de lei în anii precedenți. Domnule primar general, venim cu un îndemn pentru dumneavoastră. Deci, mandatul de primar este 4 ani. Cum dumneavoastră să fiți ca primar, asta e decizia dumneavoastră. Dar puteți pleca frumos din funcție, cu rezultate frumoase pentru oraș, sau puteți pleca în mod rușinos. Vă rugăm frumos, lăsați culioacele, lăsați practicile de prinsă pe la partid și începeți să lucrați în interesul cetățenilor municipiului Chișinău. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări, suntem dispuși să răspundem la dânsele.
Ok? Da, vă mulțumim. Azi frumoasă să aveți.